nu știu ce fel de apă curge pe aici, pe strada Dimo, nu știu dacă e Dimo aici. Continuarea străzii Dimo după studențelul. Dar nu miroase prea bine, nici chiar a canalizației, dar nici apă potabilă. Și drumul e atât de avariat încât creează probleme șoferilor. Nu văd gropile, nu le pot ocoli, dar nici nu prea au unde, că e foarte aglomerat drumul ăsta. Și uite cum niște apă, pe timp de soare, poate să creeze stres. Să vedem de unde vine. Cel mai probabil e apă potabilă, dar curge din țevi ruginite și de asta miroase așa. Sau se golește sistemul de încălzire și atunci e apă de cei care au fost fiartă la ceturi și au trecut prin toate caloriferile blocului. O, și încolo se duce, deci o parte din apă se duce pe lângă liceul sau grădinița Waldorf. Și iată izvorul. Aha, țâșnește din bordură. De aici ceva este aici. Cam la fel miroase și aici. Nu știu ce e asta, dar n-arată bine deloc. Și cât tare de gând să mai curgă în stradă. Și unde să anunț defecțiune sau nu? Greu de spus. Sau diversiune.